Investițiile de maximă importanță sunt pe ultima sută de metri în comuna Voinești. A avut loc conferința de presă privind finalizarea proiectului, modernizarea, dotarea spațiilor de cazare și construirea unei săli de sport în campusul pentru învățământul preuniversitar și tehnic preuniversitar pentru zona nord-vest a județului Dâmbovița în comuna Voinești. Lucrările conferinței au fost conduse de edilul Gabriel Sandu și nu au lipsit invitații. Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Ioan Marinescu, cu constructorul deputatul Radu Popa, precum și echipa de proiect din care a făcut parte și destoinicul viceprimar Claudiu Popa și în ultimul rând au fost cadre didactice și conducerea liceului, reprezentată de directorul Ioan Constantinescu. La Voinești, omul sfințește locul. Administrația locală de mai bine de 6 ani nu are culoare politică, lucrează în echipă și în folosul cetățeanului. Faptele vorbesc. Iată că acum a fost finalizat un proiect care a început în anul 2012, a fost depus pe POR și a avut în vedere modernizarea campusului universitar și construirea unei săli de sport la Liceul Tehnologic Voinești. Valoarea totală a acestea fiind de 5.346.527 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.346.527 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.544.547 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Guvernul României este 690.948 de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, adică a Consiliului Local, este de 111.031, la care se mai adaugă eventualele cheltuieli neeligibile din cadrul proiectului și slavă Domnului că aici sunt multe, fiindcă tot ceea ce înseamnă dotări, și când mă refer la dotări, este vorba de absolut tot ce înseamnă mobilier în cele 24 de garsoniere, tot ceea ce înseamnă dotări pentru cantină, bucătărie, lăs frigorifice, dotările pentru sala de sport se ridică undeva la aproape 350.000 de lei, bani suportați tot din bugetul local al primăriei Voinești. Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Ioan Marinescu, a avut numai cuvinte de laudă la adresa edilului de la Voinești. Domnul Sandu Gabriel poate deschide o clasă, poate deveni profesor de primar. Am spus o previziune televizată, păstrez această exprimare, pentru că, așa, cu toată sinceritatea, este într-adevăr un om de la care ceilalți primari ar trebui să învețe foarte mult. Am avea și noi în administrația județului mai puține probleme și localitățile ar fi mai bine gospodărite. Vreau să mulțumesc și eu echipei manageriale a acestui proiect, pentru că într-o perioadă scurtă de timp, practic 2 ani, mi-aduc aminte din vara anului 2012 până în prezent, s-au realizat două lucruri notabile. Acest campus preuniversitar și finalizarea reabilitării pentru clădirea principală C1. Am văzut astăzi cu toții că omul sfințește locul. E unul dintre cele mai frumoase licee din județ. Am mai fost în județ, chiar dacă unii nu sunt de acord cu, și nu mă cred cu cuvânt, dar am fost în foarte multe comune din județ și am văzut situația. Și vreau să vă spun că acum vreo 2 ani, când am văzut prima dată proiectul și când am discutat cu domnul primar despre ce vrea să fac aici, n-am crezut că atât de repede va ajunge la un stadiu aproape final cu lucrările. O altă realizare importantă pentru comunitatea din Voinești va fi finalizarea în această vară și a proiectului privind modernizarea și extinderea pe verticală a grupului școlar agricol Voinești. Proiect început în anul 2007, stagnat în anul 2009 din lipsă de finanțare și reluat în 2014, în luna martie, cu finanțare pe fonduri europene și urmează să fie finalizat în lunile ce urmează.